Era mai mult o încercare de a da timișorenilor iluzia că lucrurile se pot rezolva. Speriat de curajul delegației venite să-și prezinte revendicările, primul ministru de atunci al României strânge din fălci și debitează enormități. N-am știut, n-am fost informat. Când, de fapt, știa foarte bine unde și pentru ce venise. Tratativele eșuează pentru că nu era nimic de tratat. Înainte de a fi vorba de libertate, aici era vorba de moarte. Ceea ce trebuie să reținem din această situație fără precedent, în care se aflau implicați conducători comuniști, era faptul că la Timișoara se purtau tratative cu niște oameni care își câștigaseră deja libertatea. Plătită scump, dar câștigată. În 20 decembrie 1989, Timișoara era un oraș liber, un oraș eliberat de dictatura ceaușistă. Aș aprecia că între 20 și 22 decembrie Timișoara a fost un oraș liber. A fost un oraș liber în pofida faptului că exista posibilitatea unei represiuni a celor care rămâneau fixați în centrul orașului și noi ne-am temut continuu și am luat sub control toate străzile adiacente și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, eu aveam convingerea că în momentul în care au fost comise acele crime pentru regim, nu mai exista întoarcere. Și am cântărit de asemenea faptul că armata, securitatea, miliția, la rândul lor își calculau posibilitățile de supraviețuire. Ei n-au mai intervenit nu pentru că au pactizat cu noi, pentru că ulterior s-a spus atât de des, iată cum noi am fraternizat cu armata. Eu am intrat într-o polemică cu un ofițer care este și la ora asta plasat în conducerea garnizoanei Timiș, care a insistat că el a fraternizat cu manifestanții în piața Operei pe la ora 2, în ziua de 20. Ori vă spun categoric, l-am invitat și la o discuție la televiziunea Timișoara, că nu a pactizat cu noi, că nu a fraternizat cu noi. Am fi fost fericit să fraternizeze cu noi. S-au retras și atât. Astăzi ei au următoarea replică, dacă am fi vrut cu 5 arme, i-am fi gonit de acolo. Problema nu asta era. Asta nu explică nicio superioritate din partea lor, că ar fi avut niște arme cu care ne-ar fi împușcat suplimentar. Problema era cu totul alta, că ei în acel moment nu avuseseră nici decizia de conștiință și nici măcar decizia formală de a se apropia de popor împotriva lui Ceaușescu. Și au rămas retranșați în această pasivitate până în 22 dimineață, așteptând probabil ordine de la București și urmărind felul în care evoluează situația în țară. Între 20 și 20 Timișoara a fost un oraș liber, pentru că la Timișoara tot ceea ce s-a construit În planul acestei revolte inițiale, insurecții ulterior, revoluții până la capăt, totul a fost spontan. Putem vorbi de o operă populară și nu putem vorbi de un prefabricat politic, prefabricat pe care, într-un fel sau altul, l-am putea regăsi în construcția evenimentelor între 21 și 22 la București. Astfel încât am această ocazie de a spune limpede că noi n-am fost manipulați. Că tot ce s-a întâmplat acolo n-a fost o revoluție trucată, o revoluție mimată, o revoluție incitată, o revoluție inspirată. A fost o revoluție pur și simplu. Oamenii n-au murit în cadrul unui scenariu. Au murit în niște lupte extraordinare și experiența asta este suficientă pentru ca municipiul Timișoara să fie mândru de ceea ce reprezintă 100 de ani în istoria României. Marele miting din piața Operei de la Timișoara a început cu o rugăciune pentru morți și dispăruți. În acel moment, nici măcar nu se știa exact până unde a mers puterea în încercarea disperată de a șterge urmele propriilor crime. Nici astăzi adevărul nu este întreg, dând acestei rugăciuni de atunci un fel de atemporalitate care ar trebui să ne pună pe gânduri. Extraordinar, în 20 decembrie la Timișoara, n-a fost numai sentimentul solidarității în fața morții, ci, deopotrivă, în fața speranței de viață. Puțin dintre cei aflați în genunchi atunci realizau câte sacrificii mai sunt necesare
pentru o veritabilă ridicare în picioare. Dar erau hotărâți să le fac. Toți împreună, un oraș întreg, ca un singur om. Frumusețea unei revoluții poate fi exprimată în multe feluri și la Timișoara acest sentiment de unitate a acoperit întreg registrul, de la gestul cel mai simplu de a sprijini rezistența din balconul operei până la gândul cel mai înalt, care conștientiza un mare și nou început. Alianța desăvârșită a populației Timișoare explică un efect social pe care de puține ori, știu eu, chiar istoria modernă a Europei a reușit să o întâlnească. Vreau să vă spun că în momentele alea nu mai contau bani, nu mai contau mărfurile. Totul în piețele Timișoare erau să găsești oameni căruia să le dăruiești ceva. În balconul Europei a sosit au sosit saci de hârtie plini de bani, deci noi nu puteam cumpăra nimic cu banii. Veneau femeile care ofereau mâncare, ofereau haine. Era o fraternitate exemplară. Și e regretabil că uităm asta. În sfârșit. Spuneți-ne de proclamația citită pe 21. A fost de asemenea un moment fabulos, pentru că pentru prima dată învățam asumarea deciziei politice. Această proclamație ne dilata, aproape că aveam conturul unei națiuni întregi. Aveam senzația că le vorbim tuturor, în limba tuturor, într-o limbă atât de așteptată. Sigur că nu putem consuma acum, au fost extrem de multe momente în care niște persoane s-au implicat. O treime, o cincime, o șesime, total, n-are nicio importanță, pentru că mozaicul este aproape perfect. Pentru că apariția acestui partid care a pus problema abolirii dictaturii, a pus problema abolirii comunismului, vă spun, nu mai era o Constituție, era o operă. Ne-am propus acum, ca luna decembrie, să obținem toate aceste documente, să le multiplicăm, să le dăm fiecărui parlamentar din România. Pentru că parlamentarul din România nu știe ce a fost la Timișoara. Din păcate, Timișoara nu a reușit să-și exprime clar ce a reușit să facă atunci. S-a lăsat implicată într-o tensiune politică legată de felul în care este guvernată țara și felul în care dorea ea să fie guvernată țara și așa mai departe, și a pierdut posibilitatea de a-și lansa națiunii mesajul ei exemplar. Și acest mesaj există și el trebuie, cum să spun eu, rostit până la capăt. Și noi parlamentarii ne-am propus ca în acest decembrie să facem acest lucru. Această proclamație de care ați amintit, acest manifest am și eu acasă, deci astea sunt nu amintirile mele, sunt semnele mele de identitate, dacă mă gândesc că în fiecare unul sunt două ființe, ființa pur și simplu și ființa morală. Ființa mea morală are acest buletin de identitate. Și nu sunt singur, repet, noi toți le-am avut. Am reușit să inspirăm țara și țara a recurs la singura soluție care îi mai era la îndemână, a desăvârșit această revoluție. În timp ce la Timișoara, un oraș întreg cerea căderea lui Ceaușescu, la București, în piața Universității, cădeau primii oameni pentru aceeași idee. Se desăvârșea opera. Începută la Timișoara. În asemenea momente de istorie, nu mai este loc pentru orgoliu omenesc. Cei care au început au fost timișoreni. Prin curajul lor a fost posibil, în cele din urmă, curajul nostru al tuturor. Să le mulțumim pentru asta. Și să nu uităm că astăzi, la 2 ani de la Revoluția de la Timișoara, primul gând se îndreaptă spre cei ce au dispărut.
Un obiectiv important pe care îl avem de realizat este Biserica Martirilor, care se va construi în strada Lidia, Cort, Scumureș. Sperăm că într-un timp cât mai scurt posibil să putem realiza acest obiectiv și această dorință a sufletului oamenilor din Timișoara, a celor care au jertfit atât de mult pentru libertatea noastră, de simțire, de cuget românesc și creștinesc. Sperăm să fim sprijiniți, fac prin intermediul dumneavoastră și vă mulțumesc un apel de suflet către toți acei ce sunt românește și creștinește să ne sprijine cu, în măsura posibilităților, pentru a putea să realizăm acest ideal al celor ce s-au jertfit pentru națiunea română și libertatea ei. Noi am gândit această secție, acest muzeu al Revoluției, ca pe o secție a Muzeului Banatul din Timișoara și o vom face în acest fel. Mai mult decât atât, după ce va trece perioada comemorării a 2 ani după Revoluția din 89, dorim ca obiectele strânse în această secție să formeze o expoziție itinerantă care să circule prin toată țara, tot cu ajutorul Ministerului Culturii, cu care am discutat deja această idee, astfel încât toată țara să știe, să afle, să deslușească ceea ce s-a petrecut în 89, în decembrie 89, în Timișoara. Timișoara. Începutul a fost acum 2 ani. Pentru cei care trăim, e mult, pentru istorie, e puțin. Această istorie, începută cu jertfe, se întoarce azi spre cei care au plătit cu viața pentru ca noi să trăim. În fiecare clipă a existenței noastre, nu trebuie uitat că și ei ar fi vrut să trăiască. Dacă nu e prea mult, să încercăm să trăim așa cum ei n-au mai apucat, ci doar au visat.